Bună dimineața tuturor! Aceste filtre interne sunt posedate de un demon care îmi strică nopțile. Acest filtru din față a început să se atingă de sticlă pe la 1 noaptea și nefiind prima situație de acest gen, mi-am pierdut răbdare și l-am scos de la alimentare. Adevărul e că m-am cam săturat de aceste filtre interne, nici nu-i de mirare că cei care au mai mulți ani în acvaristică și au grijă de acvariile lor nu mai folosesc așa ceva și nici nu au părere bună despre ele. Primul defect care se poate observa la aceste filtre este legat de ventuzele care trebuie să țină filtru. De obicei sunt de calitate proastă și dacă nu găsești ceva foarte bun, atunci periodic trebuie să lipești înapoi filtru. Este o perioadă la început când filtrele stau destul de bine lipite de sticlă, o perioadă de la câteva luni la cel mult 2 ani, după care încep să nu-și mai facă treaba. Dacă ai ghinionul să ai și ceva meci pe care îi zdrobești din greșeală cu ventuzele, atunci cochiliile lor s-ar putea să perfureze ventuza din cauciuc. Și atunci acel vid nu se mai produce după ce îl împingi de sticlă. A doua problemă mare cu aceste filtre este legată de întreținere. Își trebuie curățate în fiecare săptămână și ritmul de înfundare este atât de ridicat încât dacă nu cureți în a 7-8-a zi, în a 9-a zi nu o să-ți mai meargă. Bureții sunt prea mici și acesta este un dezavantaj destul de mare când ai și mulți pești și ai tot felul de particule care plutesc în apă și care trebuie să fie filtrate. Deci a sosit timpul pentru construirea a încă unui filtru. Nu sunt prea optimist, nu am idee dacă o să iasă bine, pentru că o să fie o altă versiune de Carpat Filter. Până mă apuc de treabă, câteva cuvinte și despre acvariul mic. Aici puteți vedea efectul acelei bombe de alge cu acidul peracetic. Deja începe să se vadă piatra aceea, adevărata culoare a pietrei. Și în curând o să mai urmeze un tratament care ar trebui să definitiveze procesul pentru cel puțin pentru câteva luni și de atunci încolo o să am un pic mai multă grijă să nu se umple de alge atât de urât. Va trebui să rezolv problema și cu substratul care are aceeași specie de alge. Aici o să fie un pic mai dificil, iar pietrele mici o să rămână așa cu această blană. Încă un lucru despre acest acvariu. Deja de câteva săptămâni nu mai am pompa de aer conectată la furtun de când am făcut Carpat Filter versiunea a doua. Cred că a trecut o lună deja și de atunci încă nu a trebuit să curăț filtru. După cum vedeți, diferența de nivel de apă între interiorul filtrului și exterior este foarte mică. Comparație cu vechea versiune care se înfunda și după două săptămâni deja era o diferență de 2-3 cm. Aș explicație la acest lucru este că filtrul are o gaură prin care este capabil să tragă aer de afară, deci se produce un fel de vid când apa iese prin acea pipă și atunci poate să tragă aer fără ajutor din afară. Până acum trebuia să folosesc și pompa de aer pentru că filtrul care era
inițial, chiar înainte de Carpat Filter, era un filtru care se înfunda ușor, deci era cu buretele mic, se înfunda ușor, creștea, scădea debitul de apă și din cauza asta nu mai putea să facă acel efect de vid care să tragă aerul și trebuia să-l ajut cu această pompă de aer. Cam atât acum și urmează să mă apuc de filtru.